Țigările se scumpesc din nou în România. Fumătorii vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru un pachet. Românii vor plăti mai mult pentru vicii începând cu data de 16 ianuarie. Cea mai mare companie care comercializează țigări va crește prețul în medie cu 1 lei pe pachet. În urmă cu câteva zile, un alt competitor a anunțat scumpiri pentru acest produs. Prețul țigărilor a fost mărit ultima dată anul trecut în iulie cu 1 lei pe pachet. De asemenea, tot anul trecut în aprilie a mai avut loc o scumpire cu 50 de bani. Practic, în mai puțin de un an, prețul țigărilor s-a majorat cu 2,5 lei. Scumpirea este determinată de majorarea accizelor din data de 1 ianuarie 2024. Potrivit statisticilor, românii sunt puși să plătească sume importante pentru țigări și alcool, în timp ce educația și sănătatea nu se află pe lista de priorități. În medie, aproape 8% din cheltuielile făcute de o familie din România sunt pentru țigări și alcool, adică peste 260 de lei lunar. Pentru sănătate, cheltuiala este de doar 5%, în vreme ce educația și asigurările sunt lăsate în urmă, deținând un procent sub 1%.